Cele mai multe reclamații privind lipsa apei potabile s-au înregistrat la Reghin. Reprezentanții companiei Aquaserv declară că de la începutul anului numărul sesizărilor a depășit 300, ceea ce înseamnă de 7 ori mai multe față de aceeași perioadă din 2011. Majoritatea covârșitoare au fost înregistrate chiar luna aceasta, în perioada care coincide cu temperaturile scăzute din județ. Gerul a cauzat înghețarea branșamentelor, contoarelor și a instalațiilor de distribuție a apei potabile. Peste 100 de persoane au cerut ajutorul Aquaserv pentru rezolvarea problemelor ivite la conducte. Pentru a evita apariția altor situații de acest gen, operatorul de apă sfătuiește încă o dată consumatorii să păstreze închise și izolate căminele de apometre și în perioada următoare. Astfel se va evita înghețarea contoarelor sau a instalațiilor interioare. Cei care întâmpină dificultăți pot suna la sucursala Aquaserv Reghin, telefon 0265 512 800.